Fero, iubim apa. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu. Invitatul meu de astăzi este regizorul de film Tudor Giurgiu și totodată omul care a creat Festivalul Internațional de Film Transilvania. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine! Bine v-am găsit noi pe dumneavoastră, că am venit, chiar vă spuneam că e pentru prima dată când intrăm așa în spatele TIFF-ului cu câteva zile înainte de evenimentul cel mare. Intrați în șantier. Intrăm în șantier. Cam câte ore reușiți dumneavoastră să dormiți pe noapte în zilele acestea? Cu noroc, 5, ceea ce e o medie bună, dar întotdeauna, înainte de deschidere, se adună probleme, întâmplări, noutăți, la care n-aveai cum să te gândești, pe care n-aveai cum să le anticipi și dacă mă uit doar la lucrul Pieței Unirii, în fiecare an vrem să pregătim surprize clujenilor, încercăm să investim destul de mulți bani în felul în care, până la urmă, nu arată acest hotspot, acest kilometru zero al festivalului și oricâte schițe, oricâte desene, oricâte pregătire am face, întotdeauna apar lucruri neprevăzute. Deci asta e de fapt, cred, îi se întâmplă oricărui organizator de evenimente. În momentul când ați pornit cu acest festival la drum, v-ați gândit că o să ajungeți, iată, la 17-a ediție? Ce ați gândit atunci, în momentele acelea? Sincer, când începi, știi, ai inconștiența asta a începutului și faptul că te arunci înainte, nu, de-abia aștept să-l faci pe primul, să-l duci la bun sfârșit, să nu greșești, să nu ți se întrerupă filmul, să n-ai probleme majore, adică nu ne gândeam noi la ediția 17 sau la altele, nu ne gândeam deloc la amploarea și la învergura pe care o are acum festivalul, pentru că e totuși un... Discutam chiar azi cu o jurnalistă din Italia pe Skype, e incredibil să vezi un program cu peste 20 de secțiuni, cu 200 de filme, 1000 de invitați. E un festival foarte, foarte serios și lucru probabil și mai important decât tot ce am spus până acum e că e un festival unde publicul vine, unde se cumpără bilete. Nu e un festival unde publicul am văzut multe în străinătate festivaluri care au PR foarte bun, dar unde lumea nu vine la film. Ori aici, clujenii... Aici sunt sălile pline. Sălile sunt pline, deja s-au cumpărat bilete, sunt 2-3 evenimente deja sold out, gata, vândute. Există un lucru fabulos în Cluj și spun asta pentru că sunt născut aici, există tradiția asta a mersului la cinema, pasiunea pentru film, pentru operă, pentru teatru, care cumva dă acest profil special Clujului. Dumneavoastră, cu cine mergeați la cinema când erați copil? Când eram mic, cred că eu am fost la cinema prima dată cu bunica. Eram la Sibiu, până la 6 ani am stat în Sibiu, după aia am venit în Cluj. Și sigur că odată microbul existând, mergeam des la Cinema Republica, cum mi se spunea, la actualul Florin Piersic. Stăteam la coadă, la film, cam ca la TIFF. Mai chiuleam cu colegii, mergeam să vedem filme la timpuri noi, chiar în Piața Unirii, unde după aia a fost un bingo, s-a distrus sala, nu mai e nimic. Mai mergeam la un cinema foarte aproape de Parcul Central, la Muncitoresc. Am multe amintiri cu sălile din Cluj și asta e foarte interesant. Chiar pe vremea aia, lumea mergea și erau săli destul de pline și după amiaza și un weekend nu mai vorbesc. Și erau funcționale cam toate cinematografele care mai există și acum, clădirile fizic, evident, lipseau multiplexurile. Da, cu toate astea, Clujul cred că e un model în țară și nu numai pentru faptul că autoritățile publice, primăria, a înțeles nevoia existenței unor săli, nu doar în centru, și în cartier, și cred,
probabil datorită și tifului, a succesului festivalului, am reușit să-i convingem că e important să se investească în astfel de imobile, care altfel ar fi stat părăginite sau și-ar fi schimbat total destinația. Și iată, avem Cinema Victoria, avem Cinema Dacia în Mănășturi, Mărăști, care funcționează. În curând sper să se redeschidă și cinematograful Arta de aici, de pe Universității, care e un nu, e privat, aparține unei familii de tradiție, care a avut tot imobilul unde e Arta. Deci e incredibil că într-o țară unde s-a distrus și s-a jefuit atât de mult... Există orașe fără niciun cinematograf. Da, există în Cluj, iată, 4-5 săli, ceea ce e fabulos. Spuneați că de mic v-a prins microbul acesta al filmului. Mai știți care a fost momentul care v-a declanșat acel click și v-a spus că vreți să faceți film și să fiți om al filmului? Da, e ușor de ținut minte pentru că se întâmpla vis-a-vis la Cinema Arta. N-am să uit niciodată că eram, cred că în clasa a 12-a, dacă nu mă înșel. Nu știu prin ce miracol, veniseră niște filme de la Arhiva Națională de Film, erau niște seri de cinematecă. Și am putut să văd aici, la Arta, două filme de Federico Fellini, cred că erau Clownii și Vitelloni, și apoi am văzut un film care m-a răvășit și m-a surprins total, un film polonez, Cuțitul în apa, lui Roman Polanski, primului film. Ori după vizionarea acestor filme, m-am gândit foarte serios că, de fapt, asta mi-ar place să fac, și mi-ar plăcea să fac, și îmi puneam întrebări cum s-au regizat, cum au făcut oamenii aia, cum au folosit sunetul, imaginea, cum au mișcat aparatul. Sigur că la vremea aia era destul de complicat de crezut că un puști din Cluj poate să ajungă la regie de film în condițiile în care accesul în facultate era quasi imposibil dacă nu aveai pile, dacă nu știai pe cineva. Ori mă consolasem destul de rapid cu gândul că de fapt e un moft și va fi imposibil să ajung acolo, dar uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în decembrie 1989 și cumva am simțit în 90, în iarnă, că acum se poate. Și totul a fost însă declanșat de vizionările astea de aici, de la Arta. Și până în acel moment, că spuneați că erați la final de liceu, până în acel moment ce ați fi vrut? Sau ce vă vedeați făcând? Nu știu, cred că dădeam la medicină. Mă pregătisem deja de ani de zile. Învățasem chimie, fizică, anatomia o detestam, dar în fine trebuia să o fac. Și era o alegere cumva, aș zice firească, dar cumva o alegere safe era la vremea respectivă. Da. Mai întregeam și eu un detașament oricum mare de medici, era concurență foarte mare, Clujul avea tradiție în sensul ăsta și sunt convins că aș fi făcut-o însă cu mare greutate, pentru că nu cred că sunt bun la așa ceva și nu aș fi făcut ceva așa de care probabil la un moment dat aș fi renunțat. Ați fi fost un medic bun? Nu cred, nu asta spun. Probabil că aș fi renunțat pe parcurs, nu cred că. Pentru mine, când trebuie să am de-a face cu spitalele, când intru în spital, nu mă simt deloc bine. Deopotrivă e o tortură majoră și statul în spital, cum e să stai la o nuntă. Deci sunt lucruri care nu-mi fac plăcere deloc. Când ați fost ultima dată într-un spital din sistemul de stat românesc? Acum 2 săptămâni. Am fost cu copilul la și-a luxat glezna și am fost să-i pună un gips la un spital în București. A fost cam o experiență, o luptă cu, cum să spun, cu, de fapt, cu dorința ta de, în mine cel puțin, nu știu în alții, dar de fiecare dată când ajung într-o astfel de conjunctură, încep să mă gândesc cum aș face eu, de fapt, cum aș reorganiza toată activitatea. Asta era următoarea mea, cum aș... Ce-ți face? Păi, eu cred că, mă rog, între a fi regizor, producător de filme sau manager de spital, nu cred că e mare diferență. Adică, până la urmă, ce le lipsește, cred, multor spitale din România, e exact chestiuni banale, simple, de organizare, de la managementul intrărilor, de la signalistică, de la
nu mai vorbesc de chestiunile legate de dezinsecție, de microbi și așa mai departe. Deci nu era o discuție la un moment dat, țin minte, anul trecut în media, despre necesitatea ca un manager de spital sau un director de teatru să fie neapărat, fie să aibă nu știu ce fel de licență, de, în cazul directorului de teatru, să fie absolvent de teatru. Sau, eu cred că e total fals. Vorbim strict de aici de management și de înțelegerea unor principii, de fapt, de cum trebuie guvernat și făcut, de cum gospodărești un spațiu. Dacă ai aceste calități, reușești, dacă nu... Indiferent care este pregătirea până în momentul în care ajungi manager. Și totuși, ce ați face dumneavoastră? Cum ați vrea să arate spitalele din țara noastră? Putem vorbi o două ore, dar e un lucru care cred că e important. Lipsește o chestiune importantă legată de respectul față de pacient. Și se uită de foarte multe ori că pacientul e cel care cotizează, el e beneficiarul serviciilor, el trebuie respectat de la felul în care îi se vorbește, felul în care e tratat, felul în care e, cum să spun, confortul psihic mai ales, dar și confortul. N-ai nevoie de nu știu ce mari rezerve de lux sau așa, nu e, sunt oameni care nu își pot permite asta, dar e un confort care ține de la felul în care îi te adresezi și de la faptul că el se așteaptă să găsească acolo răspuns la probleme. Ori de foarte multe ori omul e plimbat dintr-un loc într-altul, medicii, și pentru medici e complicat în momentul de față, pentru că au de gestionat lucruri pe care înainte nu le făceau, trebuie să completeze singur tot felul de date în computer. Eu cred că s-a spus cuvântul ăsta reformă de atât de multe ori, dar de fapt s-a uitat un lucru și un principiu de bază de la care ar trebui să pornească tot, cel de care vorbeam înainte, și anume respect. Dacă avem respect, avem și reformă. Cam da. Dumneavoastră sunteți poate unul dintre cei mai ocupați oameni din filmul românesc. Dumneavoastră nu doar faceți filme, ci organizați evenimente, vă implicați activ și în viața societății, călătoriți în străinătate. În momentul de față aveți un film la care lucrați? Avem pe masă două proiecte la care lucrez împreună cu colegii mei. Unul e filmul pe care l-am regizat anul trecut, l-am filmat anul trecut, se cheamă Parking. E o poveste de dragoste, inspirată din opera unui scriitor bistrițean, Marin Mălaicu Hondrari. E un film mai aparte puțin, pentru că e o coproducție română-spaniolă, e un film vorbit în spaniolă, în majoritate despre un român care se hotărăște să plece din țară și ajunge în Spania și are relație, o poveste cu o spanioloaică. Premiera va fi în octombrie și cred că va fi un film destul de diferit și de aparte față de ce am făcut eu până acum. După cum, în paralel, încercăm să finalizăm producția unui, probabil, cel mai așteptat film al anului în România. E vorba de partea a doua, De la Moromeții, regizat tot de Stereculea, filmat de Billy Dragan Vasile, cu Horațiu Mălele și o galerie importantă de artiști, de fapt o nouă garnitură, în ghilimele, de nume mari din teatru, din film, față de prima echipă de actori celebră după prima parte. E continuare de lucru la muzică, la postproducție, dar sperăm să fim gata în octombrie și să ieșim cu filmul în noiembrie în sală. Așadar, e o toamnă destul de ocupată, să zic așa, pentru dumneavoastră. E o vară, o primăvară, o vară, toamnă. Cred că va fi un an dintre acelea, un an greu. Dar, în fine, spuneam, nu sunt singur și multe din proiectele în care sunt implicat nu le-aș fi făcut niciodată fără o echipă extraordinară. Și de aici, de la festival, la cei colegi de la producție, suntem oameni. Eu nu cred că meseriile astea din zona asta, mă refer doar la film, dar sunt convins că se poate aplica și la teatru, meseriile astea nu se pot face dacă nu iubești ceea ce faci, dacă nu te implici dincolo de normele. Nici și termenul ăsta, știi, de servici nu prea există, că vii la o oră, pleci la alta,
sunt zile, sunt luni când nu se întâmplă nimic și sunt alte perioade intense, cu multe, multe filmări, zi, noapte, necesit. Fiecare proiect îți aduce alt tip de provocări și probabil de asta ne și place. Aveți echipe foarte bine închegate, atât la TIFF, cât și pe parte de proiecte ale dumneavoastră. Cum reușiți să adunați oameni la fel de pasionați ca și dumneavoastră de ceea ce fac? Aveți, nu știu, ceva reguli ale dumneavoastră pe care le aplicați? Nu cred. La TIFF, cel puțin, colegii care colaborăm sunt de foarte multe ori oameni cu care fie am pornit de demult, câțiva chiar de la ediția 1 sau ediția 2. Alții au intrat în echipă fiind întâi voluntari și e foarte interesant. Am cazul colegului meu Cristi Hordilă, de aici din Cluj, oltean altfel, din Severin, care a făcut facultate aici, a fost voluntar, a făcut de toate la voluntari, după care a ajuns să managerieze un mic departament din TIFF, să fie chiar șeful voluntarilor și ușor, ușor a înțeles foarte bine mecanica festivalului, cum e organizat, cum se întâmplă lucrurile și a ajuns să devină, acum e unul din managerii festivalului, din oamenii care au o funcție executivă și care ia decizii. Ori asta arată că festivalul, cred, are o... Nu are o structură nici de program, dar nici de cadre, în ghilimele. O politică de resurse umane care să fie rigidă și nu suntem o multinațională, dar... Nu aveți cartele de acces, nu? Nu, dar în mod paradoxal, iată că avem colegi care, nu, precum la, exact, că aminteam de companii multinaționale, au pornit din cele mai de, cum să spun, de jos funcții. Dacă da, și au ajuns ceea ce... Și ne place foarte mult să lucrăm cu oameni tineri, pentru că asta ar fi imposibil, alt secret. Am început acum 17 ani, cum vorbeam, gusturile se schimbă, noi ne schimbăm. Cred că cel mai periculos pentru un eveniment, dar la fel e și pentru un film, e să faci lucruri care sunt, să faci evenimente potrivit poate propriului gust sau care în timp să devină anacronice față de așteptările publicului. Ori ai nevoie de acest tip de feedback și acest tip de colaborare cu oamenii, cu oameni de toate vârstele, profesiile și asta e fantastic în TIFF, e un schimb de energie deopotrivă între colegii din București care vin să lucreze la TIFF venind din București în Cluj, alții care sunt din Cluj, cu un fel de punere la oaltă a unor energii din oameni care lucrează restul anului. Cu totul alte. Asta am vrut să vă întreb. Din ce domenii? Din că mă gândesc că nu vin doar studenți la film. Sunt oameni care lucrează în IT, oameni care lucrează în evenimente, resurse umane, în banking. Unul e tenor la operă, altul e specialist în restaurări, șoferii la fel au care mai de care meserii mai diferite. E foarte interesant cum se adună și de fapt până anul ăsta de multe ori habar n-aveam ce fac. Îi știam aici, ne vedem două săptămâni intensiv zi de zi, dar de foarte multe ori viața omului respectiv după TIFF are totuși cu totul altă. Nu seamănă deloc cu zilele din timpul TIFF-ului. Dar cu toții se reîntorc și își doresc să revină pentru că experimentează o stare și o senzație foarte specială în perioada asta a festivalului. În țara noastră, voluntariatul a început să prindă teren abia în ultimii ani și nici acum nu putem spune că avem chiar o cultură a voluntariatului. La TIFF ați mers pe ajutorul voluntarilor încă de la prima ediție. Cred. Mai țineți minte câți voluntari ați avut atunci? Nu mai țin minte, dar cred că au fost 30-40 de oameni. Astăzi câți aveți? Cred că peste 200-250. Țin minte că în primul an lucram cu o fundație, cu Youth Action for Peace, care exact asta încerca să promoveze valorile voluntariatului, încerca să trimită clujeni peste hotare, să fie implicați în varii activități și proiecte și cumva am colaborat cu ei câțiva ani de zile și TIFF-ul era, cred că, primul eveniment din Cluj care, bine, altele nici nu prea existau
la vremea aia, în 2002, dar în orice caz faptul că aveam o politică pentru voluntari, o politică de creștere a lor, de implicare în acțiunile festivalului. Era ceva de domeniul SF-ului. Era, da, în anii aia, țin minte, la un moment dat veniseră voluntari din Japonia, apoi din Italia, fiecare an avusesem, să spunem așa, participări mai exotice, dar cumva din nou s-a potrivit foarte bine cu, până la urmă, cu spiritul TIF și cu modelul pe care noi am încercat să-l promovăm și cu valorile noastre. Dumneavoastră ați făcut voluntariat? O întrebare bună. Cred că am făcut doar punctual de câteva ori pentru vari cauze sau pentru, eu știu, acțiuni de împădurire sau de curățarea unor deșeuri. Deci n-am avut niciodată o experiență cum au cei tineri de azi, în care să îți aduci aportul o perioadă foarte precisă de timp pentru un eveniment. Regret, dar la vremea noastră, o spun așa cu nostalgie, în anii 90 sau pe vremea lui Ceaușescu, ce să mai vorbim. Atunci nici nu se știa. Deși dacă stau bine să mă gândesc, făceam acele practici în munci agricole sau... Tot un fel de voluntariat. Era de fapt o acțiune de voluntariat evidente. Și plecam cu 2-3 săptămâni înainte de a începe școala, culegeam fie mere în livadă la Polocei, fie aveam alte activități mai, un pic mai dure, cu porumbi, cu adunat sfeclă de pe câmp, n-am să o iei niciodată. Cred că a fost cea mai cumplită activitate care am avut de făcut din zona asta. Ați încercat să vă sustrageți vreodată de la acele muși? Se putea? Nu am prins perioada aceea de mers la munci agricole. Puteai să pleci dacă îți blindai un dosar cu de-astea adeverințe, motivări medicale și așa mai departe. Nu era imposibil. Știu că odată cred că am încercat să fac asta, dar pe de altă parte era foarte... Ce era foarte simpatic acolo era, de fapt, se legau prietenii, erai cu clasa, era o ocazie, de fapt, de a ne distra, făceam și treabă, mă rog, ne respectam acolo obligațiile, dar era simpatic să fim cu toții și ne era dor unii de alții, după o vacanță de vară în care nu prea ne văzusem. Aș rămâne puțin în zona voluntariatului să vă întreb dacă vi s-ar solicita ajutorul să mergeți ca și voluntar în taberele de refugiați. Ați merge? E dură întrebare. Nu m-am gândit niciodată la asta. E foarte greu să mă imaginez acolo, pentru că nu sunt probabil cea mai bună persoană în a gestiona emoțional ceea ce văd, reportaje și în special din materialele făcute de televiziunile din Anglia, filme documentare făcute de danezi, filme extraordinare despre ce s-a întâmplat și, în special cu sirienii și cu alți refugiați. Deci, sigur, dacă n-aș avea nicio altă soluție, aș spune da, dar sunt drame, sunt povești, sigur, sunt filme acolo, fiecare destin și fiecare poveste, probabil, sunt multe nespuse, pot genera subiecte de film, dar cred că e nevoie de oameni mai tari ca mine acolo. Dar ați merge să filmați un film acolo? Nici asta nu cred că aș face. Am un set de subiecte în cap pe care mi-e frică. Am ajuns să-mi fie frică. Poate nu o să-l termin niciodată sau nu o să mă apuc de ele niciodată. Sunt cumva așa, îmi fac planuri pe termen scurt și zic la anul am de făcut nu știu ce subiect sau serial sau... Și încerc să mă țin de planul ăsta, pentru că cred că e important să faci film, să faci acele filme care ți le dorești și nu filme care, într-un fel, cum e povestea refugiaților, sunt filme importante, filme care descriu
într-un fel sau altul, o drame și fac o radiografie a societății azi, dar care poate nu te reprezintă, în sensul că nu sunt exact poate subiectele care te motivează și te preocupă. Care ar fi acele subiecte de care vă e frică? Nu știu, m-am tot gândit de multe ori că e atunci când vine vorba de moarte, e foarte dificil de gestionat lucrul ăsta în cinema, apropierea morții, lupta cu moartea subită, lupta cu prejudecățile, cu poate falsele ipoteze care se țes câteodată în capul omului legat de sfârșit. Chestiunea asta mi-e teamă, n-aș face-o. Am trecut recent, am filmat acum câțiva ani povestea inspirată din cazul procurorului Panait, filmul De ce eu, unde știam de la bun început că am de-a face cu un personaj principal care urma să se sinucidă și e paradoxal, dar chiar dacă știam, trecusem prin scenariu de nu știu câte ori, cu actorii, cu echipa, cumva știam ce aveam de făcut. În momentul în care am ajuns să filmăm secvența respectivă, momentul respectiv și personajul trebuia să se arunce de pe balcon, actorul, țin minte că ne-a fost foarte greu să o filmăm, pentru că ne-am dat seama ce responsabilitate aveam și ne-am dat seama că riscul în a trata un moment important de genul ăsta, riscul să-l faci să iasă, să iasă prost, fie exagerându-l, dându-i niște dimensiuni de astea eroice sau invers, ești ca pe o frânghie așa foarte subțire și faci un balet foarte fin și speri cumva să nu ratezi și de asta spun, cred că e cel mai greu. Eu țin minte că am închis ochii înainte de scena aceea, deși, exact cum spunea, știam ce urmează. Înainte să văd filmul, am citit foarte multe review-uri și exact asta spuneam, că am închis ochii. Vreau să vă întreb dumneavoastră, când v-ați uitat cadrul oficial la premiera filmului, cum ați reacționat? Nu știu, v-a plăcut cap-coadă tot ce ați văzut? V-ați gândit că ați fi schimbat ceva acolo? Când vezi filmul prima dată sau a doua oară cu o sală plină, singurul lucru la care ești atent singurul lucru ține de reacțiile publicului la câteva momente unde tu știi că ai plantat niște lucruri. Fie ai plantat o semință de posibil râs, oamenii să se amuze la... Fie ai încercat să vezi dacă oamenii prind din zbor o replică sau... Cred că asta faci, sau eu cel puțin așa mă comport. Sunt atent cu toate simțurile la maxim și vreau să văd, să simt publicul, să văd în ce măsură a intrat în film, în ce măsură mi-era și frică, e un film destul de lung, 2 ore și 10 minute și eram paralizat așa de frică, mă gândeam, aoleo, cine va vrea să vadă un film despre o sinucidere în condițiile în care se cam știa care era destinul filmului sau destinul poveștii și cumva mă bucur că au venit atâți oameni să-l vadă, am umblat și în țară cu el și... Cum ați simțit sala la acea primă proiecție a filmului? Exact cum v-ați așteptat, în sensul pozitiv? Sau... Bine, la prima proiecție țin minte că am făcut-o într-un loc mai puțin tradițional, n-a fost un cinematograf, e vorba de Palatul Copiilor din București, care are o instalație electrică destul de proastă. Și am pățit ceva ce nu doresc să întâmple niciunui regizor, și anume filmul s-a întrerupt la un moment dat după primele 15-20 de minute. A fost cumplit, stăteam în afara sălii pe niște trepte, speram să se schimbe niște cablări, se pare că rețeaua sălii căzuse și au fost, cred că, cele mai lungi 15 sau 20 de minute din viața mea, pentru că nu...
nu știam de fapt cum o să gestionez eu treaba asta, ce să spun oamenilor. Mi-era groază că poate nu se va repara și vom rămâne captivi cu un film din care am văzut 15 minute. Din fericire s-a remediat povestea, filmul s-a reluat, dar a fost o experiență. Au fost cele mai lungi, a fost și cea mai chinuitoare experiență și, da, greu. Văd că aveți un tricou cu un mesaj și apoi o să vă întreb ceva. Tricoul l-ați cumpărat dumneavoastră sau l-ați primit și personal? Tricoul l-am primit de la un festival festival de film documentar din Kosovo, din Priștina, capitala Kosovo. A fost interesant pentru că e un documentar care pune pe primul plan în special zona politică, socială, corupția și cred că România e un subiect încă foarte actual. Credeți că intenționat v-au dăruit acest tricou? Nu, cred că îl făcuseră ei pentru toți oaspeții și dacă la noi e o problemă, vă imaginați în zona aceea a Balcanilor, cred că e o problemă și mai mare. Și acum din secțiunea ce aș face eu, dumneavoastră ce ați face? Acum nu știu dacă putem vorbi de eliminarea 100% a corupției dintr-un stat, pentru că sunt state puternice și state spre care ne uităm și noi cu coada ochiului unde există corupție, dar poate că nu atât de multă și nu atât de evidentă. Ce ați face dumneavoastră să diminuați acest fenomen în țara noastră? Sincer, românii nu cred că... Eu cred că sunt doar două căi. Prima e de a-i arde foarte rău în chilimele, a-i penaliza pe cei care în continuare fac lucrul ăsta. Ori cred că, în fine, cu DNA, fără DNA, cu pedepse și cu o atitudine de toleranță zero la corupție, le va fi frică. Nu înseamnă că nu o vor face, dar întotdeauna ajută dacă știi că, cum să spun, e un departament de oameni pregătiți să se lupte cu cei corupți, să aibă reacții destul de rapide și să intervină în cazuri complicate. După cum, cred că o altă cale, un alt instrument posibil e lucru cu cei foarte tineri, cu copiii, cu liceenii. Pentru că eu cred că e datoria părinților sau celor adulți oricum în a le povesti, în a le deschide ochii, în a le învăța că nu e bine să faci de la mică atenție. Cred că în ei trebuie investit mai mult pentru a le pentru a-i reînvăța sau a învăța de la zero un comportament social care pentru noi nu l-am avut. Eu știam de mic copil că peste tot pe unde te duci trebuie să dai ceva. Punga de cafea, cartușul de Kent, plicul dacă e nevoie, era ca o obligație. N-am să uit că era o rușină de cum să dau, am lăsat toată un plic într-o pungă, după aia mă și gândeam, l-o fi găsit persoana care... Dar așa am fost obișnuiți, am dat generația mea cel puțin, am dat șpagă pentru mici lucruri, de la mici la, mă rog, mari, mi s-au propus și mie, la rândul meu, altele mici favoruri. Ca să intermediați ceva? Ca să ce? Da, ca să închid ochii pentru pentru o tranzacție, pentru o decizie, ca să fiu părtaș într-o... Suntem expuși la lucrurile astea. Inevitabil. Ori de asta spun, copiii au această șansă extraordinară în a se educa într-un climat care, deși da, nu suntem mulțumiți de viața care o trăim, tot timpul criticăm, ei au totuși șansa să crească într-un climat mai puțin viciat și să își extragă și să-și construiască un set de valori tocmai diferit de al nostru și ei mi se pare că sunt suficient de maturi în a decanta și în a-și da seama ce e bine, ce nu e bine, ce e bine pentru ei, ce nu e bine la nivel global, macro, social. Eu am mare încredere în dacă evident
se ocupă cineva de ei și dacă le spunem cât e de important. Dumneavoastră, ce poveste îi spuneți fiului dumneavoastră vis-a-vis de această atitudine? Haideți că poate vă iau exemplu alți părinți care nu știu cum să apuce subiectul. Nu știu, încerc să-i explic cu subiect și predicat și cât mai simplu și clar de ce nu merg niște lucruri, cum ar trebui să funcționeze. El mă întreba de ce îi pleci la protest, ce se întâmplă în stradă, de ce e... Și am explicat foarte clar de ce mă duc și pentru ce lupt și de ce mi se pare în cazul justiției că faimoasa ordonanță de urgență 13 a fost o golănie și a fost un mod de fapt de a ne trata pe noi cetățenii, partea acelui guvern a fost ceva absolut odios. Și... Ați avut și un mesaj vehement pe Facebook da, la acel moment? Știu că am avut și cred că vehemența asta trebuie și o atitudine netă și foarte clară trebuie transmisă copiilor și dacă le explici clar de ce faci lucrul ăsta, de ce nu e bine și faptul că nu trebuie să te pleci, nu trebuie să te când aud asta copiii la școală, nu știu, trebuie să cânte, să dansezi, facă tumbe, cum era recent copii, am avut recent. Un eveniment nu de asta genul. Nu asta e copiii nu trebuie să facem nimic pentru ca să fim pe placul cuiva. Cred că modul ăsta de a gândi educația copilului e unul total da, prost. Nu știu, vă gândiți să demarați ceva campanii sau să vă implicați cumva în educarea generațiilor tinere? Ați început deja cu voluntariatul. Asta cred că facem relativ și oricum ne ia destul de mult timp. Pe lângă voluntariat, avem programe de educație cinematografică pentru cei mici, educativ. Vrem să facem tot felul de, cum să spun, proiecte unde să implicăm și să învățăm să și filmeze. Avem workshop-uri pentru adolescenți, Let's Go Digital, unde învață efectiv să filmeze. Și asta încercăm să nu le facem doar la TIF. Încercăm să mergem și în restul anului, să colindăm practic cu un pachet de filme, să-l arătăm, să-l discutăm, încercăm să deschidem minți. Mai mult nu știu ce putem face, dar cred că e esențial. Adică această, în ghilimele, pierdere de timp e atât de importantă și cei foarte tineri au nevoie, asta am sesizat, au nevoie de un pic de să le dai o direcție, să le explici importanța unor nu știu, unor filme, unor momente din istorie, nu mai vorbesc. Sunt lucruri care definesc foarte bine spiritualitatea noastră, modul de a până la urmă și de a exista, nu doar de a face film sau... Apropo de istorie, în acest an la TIF aveți și o secțiune dedicată centenarului în care vor fi difuzate filme românești. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte despre ce e vorba? Da, ne-am gândit să facem o secțiune dedicată sărbătoririi centenarului, dar într-un mod cumva specific TIF-ului, fără să facem nu știu ce mari omagieri și proiecții de-astea de tip așa și pompieristic, să facem o sărbătoare cu iscomunism. Da, nu e genul nostru. Am găsit însă filme românești vechi care fie nu prea s-au văzut, sunt total necunoscute publicului, celor tineri mai mult ca sigur, mici nestemate, filme de gen, filme de dragoste, comedii romantice, filme polițiste, filme de tip cu acțiuni de, așa, presărate cu evenimente, filmul Explozia lui Mircea Drăgan. Avem filmul Gaudeamus Igitur al lui Vitanidis, filmat în Cluj. Publicul o să vadă cum arăta Clujul studențesc în anii 70. Avem Răscoala, o poveste inspirată dintr-o ecranizare. A luat un premiu important la Cannes în 1965. Deci sunt filme diferite care eu cred că rolul nostru e acela de a le redescoperi și de a le pune în circulație. Pentru că în toți anii de până acum n-am făcut altceva decât să invităm acele nume
mari, indiferent că vorbim de actori, de regizori sau am regăsit filmele, am pus în acele filme care cumva sunt cele mai bune, filmele far, filmele fanion ale cinemaului românesc. Din cauza asta, selecția de anul ăsta cuprinde filme realizate nu neapărat de cei mai importanți regizori, ci filme bune, interesante pentru și foarte care sunt într-o oglindă cumva vieții românilor de până, în special 1989. Credeți că o să prindă la publicul TIFF de anul acesta? Eu din ce am văzut există public aproape pentru orice titlu. Nu e, cum să spun, nu suntem un festival unde se existe așa, fie secțiuni, fie cu filme care sunt total ignorate și rejectate. Și am avut surpriza, cel puțin pentru filmele românești, an de an, interesul e major. Indiferent că vorbim de filme vechi sau filme noi, există preocuparea asta pentru a vedea cât mai mult film românesc și asta ne bucură foarte tare. Mai avem 5 minute din emisiunea noastră. Dacă ar fi să numiți 3 persoane, cu siguranță sunt mult mai multe persoane, 3 persoane care și-au pus amprenta asupra dumneavoastră și a formării dumneavoastră, care ar fi acestea? În primul rând e Lucian Pintilie, regizorul genial de teatru și film pe care l-a avut România. Din păcate nu mai e printre noi, a decedat recent, dar întâlnirea cu el și lucrul la filmul domniei sale prea târziu, unde am fost asistent de regie, a fost pentru mine o experiență așa total transformatoare, pentru că am învățat foarte multe, nu doar despre cinema, ci am învățat multe despre mine și despre cum vreau să fiu, cum vreau să filmez, ce e bine să fac, ce nu e bine, cât de importantă e echipa și să ai oameni foarte apropiați care să creadă în tine, să te susțină necondiționat. Apoi e profana de română din liceu, de fapt, dacă mă gândesc bine, nu era din liceu, era din clasa 6-a. Și a 7-a, Gheorghița Peter, o profesoară, cum cred, ne-am dorit cu toții să avem. Și câțiva, poate, au și avut șansa unui astfel de dascăl, un om dedicat, atent, un om care, dacă simțea că elevul, în fine, are o pasiune, o preocupare, te încuraja să o duci la, să-ți urmezi practic, nu neapărat destin, dar să-ți urmezi calea, să te ghida așa cu o mare discreție înspre să faci ce-ți propui. Mi-a dat cărți să citesc, m-a încurajat să scriu, m-a încurajat să merg pe drumul ăsta la unei cariere din zona umană și mulțumesc foarte mult. Și Cred că am mai fost în mod evident echipa care cumva o echipă extraordinară, regizor, scenograf, Victor Ioan Frunză și Adriana Grand lucrau încă de atunci împreună. Țin minte că eram în anii 88-89 sau chiar 90, înainte să dau la regie film. Ei lucrau intens la Teatrul Național din Cluj. Am văzut, am stat în laboratorul din spatele creației regizorului de teatru, am înțeles cum se pun problemele. Sigur că teatru și filmul sunt două lumi destul de diferite, dar asta în preajma domnului Frunză a fost un privilegiu, am învățat mult și lucrurile astea, chiar dacă la momentul respectiv tu nu le simți, fiecare întâlnire, fiecare clipă petrecută alături de acești oameni cumva își lasă o amprentă asupra felului în care tu te dezvolți și te manifeste în lumea în care trăim. Sunt convinsă că v-ați gândit deja cum va arăta TIFF-ul în momentul în care ajunge la a 20-a ediție. Nu știu. Pregătiți pe glorios, habar n-am. La fel de simpatic, la fel de energetic și energic, dar
N-am dorințe majore. Cred că important e să nu pierdem publicul ăsta minunat care îl avem, să putem să-l surprindem de fiecare dată și m-aș bucura să văd oameni tineri din cei care au fost publicul nostru, să văd că vin spre film, vin să lucreze, vin să învețe film. Asta cred că ar fi bucuria extraordinară, să vezi că nu ai făcut festivalul degeaba și că poți să te lauzi cu oameni cărora le-ai schimbat viața. Și asta e, cred că, cel mai mare compliment care îl poți auzi. Și ultima întrebare, de fapt nu e întrebare, e un îndemn, pentru că dumneavoastră aveți mesaje puternice de obicei și atunci când vreți să transmiteți ceva, transmiteți. Ce le transmiteți nu doar clujenilor, ci românilor și tuturor celor care trăiesc în țara asta și n-au luat-o la fugă peste graniță încă? Le spun să aibă încredere și să nu-și piardă răbdarea. Pentru că trăim de foarte multe ori cu sentimentul ăsta că nu mai vedem luminița la capătul tunelului, că nu mai simțim că se poate și decidem, poate prea radical, dar alții ar putea spune am așteptat prea mult și nu s-a schimbat. Le recomand doar să se gândească că suntem încă bolnavi și nu avem ce face. E o boală, ieșirea asta din comunism și dintr-o perioadă de 45 de ani de negru, de întuneric, cred că e o ieșire care n-are cum să se întâmple așa. Să fii deodată și vesel și deștept și efectele acestei perioade grele se văd încă și nu o să dispară imediat. De asta eu sunt mai optimist în generația copilului meu, copiii care au acum 10-12 ani. Ei sunt cei care cred vor fi total dezinhibați și vor avea un set de valori mult mai diferit decât al nostru. Vor fi, poate, cu noroc, cei care vor schimba România în bine în viitor. Domnule Tudor Giurgiu, mulțumim pentru că ne-ați acordat 45 de minute din timpul dumneavoastră, mai ales acum când aveți câteva zile sau mai multe zile de activitate intensă. Vă dorim succes la această ediție ATIF și la următoarele ediții și în toate proiectele dumneavoastră și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Iubim apa.